Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la momentul în care 200 de tineri supraviețuitori ai genocidului armean au ajuns la orfelinatul din comuna Strunga. Chiar dacă puțin știu acest lucru, locul este plin de istorie pentru poporul armean care a reiterat momentele din 1923 printr-un simpozion organizat la Palatul Culturii din Iași. Prin aprobarea regelui Ferdinand I, pe 1 aprilie 1923, orfelinatul era pregătit să primească 150 de băieți și 50 de fete cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Aceștia erau supraviețuitori ai genocidului armean și urmau să ajungă în România cu autorizația guvernului român și cu pașaportul colectiv vizat de Ministerul de Interne al României în data de 18 noiembrie 1922. Copiii au ajuns în portul Constanța pe 14 aprilie 1923 și au intrat în orfelinat pe 1 mai 1923, curgând acest drum cu căruțele. După ce rătăciseră prin taberele de refugiați și trăiseră ororile masacrelor, au găsit la Strunga un adevărat cămin și toate condițiile pentru o educație bună. Ei au găsit cu toții familiile unor rude supraviețuitoare sau altor cămine care să îi înfieze și timp de 3 ani Strunga a fost locul în care acești copii au găsit o nouă familie. Pentru noi armenii, Moldova este un loc cu totul special, este probabil în Europa cel mai important, cel mai simbolic loc cu amprenta armenească. Aici au venit armenii acum 1000 de ani, aici armenii au înființat așezări, au construit biserici. Iași în această privință este un loc de prim rang, pentru că biserica armeană din Iași este una dintre cele mai vechi din Moldova. Deși a avut o perioadă scurtă de funcționare din 1923 până în 1926, orfelinatul a lăsat o amprentă adâncă în inimile lor. În genocid au murit 1,5 milioane de persoane. Gândiți-vă că familiile, tinerii care aveau copii și nu erau căsătoriți, aveau un număr de sute de mii de copii. Ei nu au fost ținta principală, ci au devenit o țintă secundară de asimilare, de turcire prin asimilare. Și atunci organizațiile armenești internaționale, organizații internaționale de caritate, între care în principal caritățile creștine, americane, europene, au încercat să extragă din Turcia cât s-a putut mai mult din această generație care fie se născuse în perioada strictă a genocidului în jurul anului 1915 și după, sau avem urmele lor, știm din jurnale, din mărturii, din alte documente ce s-a ales din majoritatea lor, dar pentru toți aceia reprezintă un fel de moment decisiv pentru că au scăpat de moarte și de șansa de a deveni turci. Cei care vor să descopere o parte din istoria armenilor din Iași pot vizita expoziția fotografică Strunga, noua casă a orfanilor armeni, deschisă în perioada 29 septembrie-26 noiembrie în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei.